Lucrările de reabilitare a teatrului bat pasul pe loc. După ce muncitorii au acoperit monumentala clădire și au împrejmuit zona, totul pare să se fi îmbrăcat în mister. Cel puțin asta poate să gândească orice simplu trecător. Același lucru a crezut probabil și primarul Gherghe atunci când i-a chemat la raport pe cei responsabili. Chemat să dea explicații, reprezentantul consorțiului de firme dă garanții ferme că lucrările de reabilitare se vor încadra în termenele prevăzute în contract. Ca să montezi o schelă, să montezi 14.000 de metri pătrați de schelă, ar fi trebuit de până, ar fi trebuit o lună jumătate, nu ar trebui 3 săptămâni. Eu am o promisiune și pentru dumneavoastră ca locuitor ai Severinului, că o să terminăm chiar înainte. Edilul șef a cerut în primul rând reevaluarea echipelor de lucru, având în vedere complexitatea și amvergura activităților. Am eu senzația că n-au chef de poarnă să înceapă lucrarea odată și i-am chemat aici pe cele trei firme care au câștigat licitația, această asociație, să le dăm impulsul necesar. Dacă până luni nu o să-l capete, schimbăm placa și le dăm un impuls și mai tare, pentru că s-a făcut împrejmuirea, am senzația că nu se începe. Ori eu sunt prea pretențios, ori da, nu lucrează în ritmul pe care ne-l dorim noi. 12 milioane de euro este nota de plată pentru reabilitarea totală a Palatului Cultural Teodor Costescu și a cetății medievale a Severinului. Banii vin de la Uniunea Europeană prin Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale. Este cu siguranță unul dintre cele mai grandioase proiecte ale orașului.